Reforma în educație este în plină desfășurare, iar domeniul învățământului este pe calea cea bună. Plină de optimism după încă o rundă de negocieri cu reprezentanții sindicatelor din educație privind noile legi din domeniu, ministrul Ecaterina Andrunescu nu a ezitat să-i dea o replică președintelui Traian Băsescu. Șeful statului a declarat joi 30 iulie la Radio România Actualități că există o înțelegere între oameni politici și sindicate care blochează reforma din educație, criticând-o pe Ecaterina Andrunescu pentru că încearcă împreună cu sindicatele să mistifice soluțiile bune ale Comisiei Miclea. În replică, ministrul social-democrat a ținut să-i asigure atât pe elevi cât și pe profesori că învățământul românesc nu este în suferință. De când m-am reîntors la minister, lucrăm acerb pe toate planurile. Sperăm să intrăm în nou un an școlar cu o curiculă nouă. Dezbatem problema descentralizării în sistemul preuniversitar. Pot să spun că reforma învățământului este în plină desfășurare și suntem pe calea cea bună, a ținut să precizeze ministrul Andrunescu. Liderul din educație va avea vineri 31 iulie o nouă rundă de discuții cu reprezentanții celor patru federații sindicale din învățământ, PSLI, Spiru Hared și Alma Mater. Discuțiile din această zi se vor concentra asupra modalității de admitere la liceu și a metodologiei de evaluare a elevilor.